Salutare și bine ați venit la un nou clip de OSM. Nu uita să dați acolo like, să va abonați la canal, să creștem și noi ușor, ușor. Vedeți, avem uh, carera cariera cu Rad, care va fi, uh, cred va fi diferita de restul. Adica Uta va fi cum era viitorul Craiova, cum am făcut înainte, adica Uta va fi numai cu Uta. Ați, inteles voi ce vreau să zic. Episodul numai cu Uta Rad. Am ales echipa asta, fiindcă să o, prom o nouă promovată, era sau Azi sau Uta și a zis, Uta că toți s-au chinuit în ultimii 3-4 ani tot să promoveze. Ne vom uita mai întâi la lot. Eu am făcut câteva modificări până în momentul de față. Avem un obiectiv să luăm locul 11, doar că obiectivul pe care mi-l voi seta eu să intrăm în play-off. Cum ar fi, chiar dacă jocul nu are play-off, să intrăm în playoff. off Gen doar așa în primele loc, primele șase echipe. Îl avem pe Hora, care va fi titular până când vom mai evolua câțiva jucători. Miculescu, l-am pus deja la antrenament, e cel mai, cred că, de aici, da, cu cele mai mari șanse să crească ușor, ușor. Pe Buhanceanu va juca acolo și va mai oscila cu Alexandru, nu știu cum îl cheamă pe ăsta. Și cam astea sunt, restul rezerve. Vreau să vă spun că în această carieră vom juca numai cu jucători români. Și nu adică nu o să luăm pe Ianis Hagi sau chestii de astea. Jucători români care ar putea veni și în realitate la Uterat. Adică nu o să-l aducem acum, să spunem, pe, nu știu, pe Andone sau jucători foarte buni român, fiindcă nu, nu vor veni. L-am adus pe Isu de la CFR Cluj. Nu știu când ne-a costat vreun milion și ceva. Acolo este capitanul la mijlocaș cum ar veni. Poate va fi și capitan, de ce nu? Va juca alături de Roșu. Și aici încă nu știu pe cine o să aducem, fiindcă nu o să ne putem baza pe moment pe Isaac și el va trebui să evolueze o la antrenament. Restul, desigur, vedeți, nu o să pronunț la fiecare numele. Apărarea, eu zic că avem o problemă foarte mare la apărare. Avem jucători relativ ok. Na, over 60. Cam astea sunt cam, cam toate overeurile care sunt în această echipă. Și na, o să... Nu știu, o să încerc să evoluez câțiva tineri. Tineri doar că îl avem doar pe ăsta, cred că îl cheamă Răzvan Ivan dar restul nu mai bătrâne așa și cred că o să ne luăm câțiva mijloc uh, apărători care să joace pe poziția de apărător central și na, apărător central. Îl avem pe Pantelimon în poartă, l-am adus, uh, era acolo la transfer normal și Pantelimon chiar ar avea, adică uh, are 33 de ani, are un over foarte mare și a ieșit pentru echipa noastră, el e bossul cel mare. Și cam asta echipa, dacă vreți și aveți sugestii, lăsați acolo în comentarii. V-am spus. Uite, pe stoica asta, pe asta stoica, mi se pare că l-am avut noi la Faro, dacă nu mă înșel. Dar nu, nu avem, avem nevoie de apărători, am zis. Camora? Mm, ați vrea să-l să, la, să le luăm pe Camora? Mă, noi o să negociem cu el, dar până, Hai să dăm 2 milioane. Dar până când postiți clipul ăsta, să ia și voi acolo în comentarii dacă vreți să luăm pe la sau nu pe, să nu luăm. Uite, m-ar tenta să-l iau și pe Vlădoiu de la Universitatea Craiova, fiindcă el ar mai evolua, fiindcă are 21 de ani. Dăm oferte de astea, poate cine știe, poate ni-l vor da. Bălașa, 25 de ani, 65, hai să dăm și o ofertă pentru Bălașa, tot de asta micuță. După ce am mai vedem, dar v-am spus scuzați, scuzați partea asta. Avem buget de 20 de milioane, am trimis scouterul, așa că vreau să aștept părerele voastre la, acest, la, această echipă. Desigur, e va fi greu să prindem de deci sunt 16 echipe, dacă suntem măcar pe locul 8, că e foarte bine. Și hai să vedem și la valoare o să vedem pe ce loc suntem. Wow, pe locul 16, da, da, adevărul e că am mai vândut câțiva jucători și noi am avea să spunem 44 de milioane. Cam asta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să, da, să, nu, să dați acolo. Hai că am vorbit și eu. Să dați acolo un like și să vă abonați la canal. Și până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!